Bine v-am găsit, dragi copii! Sunt Emma Patrichi și vă invit să aflați ce sunt cuvintele cu sens opus. În grădină, doi dovleci stau de vorbă. Eu sunt mare și tu ești mic. Poate ai dreptate, spune dovleacul cel mic. Eu sunt vesel și tu ești tot timpul supărat. Hmm, eu sunt puternic, tu ești slab. Ei, poate așa e, spune dovleacul cel mic. Dar eu sunt tăcut și tu ești vorbăreț. Copii, ați remarcat din acest dialog diferențele dintre cei doi dovleci? Ce cuvinte au folosit ei? Mare, mic, supărat, vesel puternic, slab, vorbăreț, tăcut. Acestea sunt cuvinte cu sens opus sau cuvinte cu înțeles contrar. Haideți să ne jucăm! Pornind de la următoarele imagini, vă invit să găsiți cuvinte cu sens opus pentru cuvintele de pe etichetele portocalii. Sus, cald, departe, albă. Găsiți cuvintele cu sens opus pe etichetele verzi: sus, jos, cald, rece, departe, aproape, albă, neagră. Exersați și voi independent, căutând cuvinte cu sens opus pentru următoarele cuvinte. A începe, a veni, dreapta, frumos, repede. Scrieți pe caiet perechile de cuvinte găsite. Verificați apoi răspunsurile. La revedere.